Cum ar fi fost viața ta dacă te-ai fi născut orb? Te-ai gândit vreodată la asta? Te-ai gândit vreodată la cum ar fi fost viața ta dacă te-ai fi născut orb? Puteai să te fi născut orb și atunci viața ta ar fi fost destul de diferită. Eu mi-am pus de multe ori această întrebare și din copilărie, când am întâlnit pentru prima dată pe cineva care era orb și de-a lungul vremii, ori de câte ori văd pe cineva care nu are vedere, mă întreb cum ar fi fost viața mea dacă m-aș fi născut orb. Copii, cum ar fi fost viața voastră dacă v-ați fi născut ca alți copii care se nasc fără vedere? Cum ar fi fost viața atunci când nu poți să vezi nicio culoare, nu poți să vezi nimic frumos în jur, nu poți să-ți vezi părinții? Foarte diferit. Și unii copii așa se nasc. Unii copii se nasc fără vedere, alți copii se nasc fără auz, alți copii se nasc cu altă dizabilitate. Și chiar dacă ne-am născut sănătoși, pe măsură ce creștem și îmbătrânim, cresc tot mai mult șansele să dobândim prin boală vreo dizabilitate. Fie să începem să ne pierdem din vedere și inițial ne luăm ochelari, fie să începem să ne pierdem auzul sau capacitatea de a umbla bine sau sănătatea. Sunt șanse mari ca o dizabilitate să ne marcheze până la sfârșitul vieții. Acum, în vremea noastră, sunt și medicamente, este medicina avansată prin care putem să mai încercăm să reparăm pe termen scurt câte ceva. Dar acum 2000 de ani, în vremea în care se desfășoară acest eveniment, în acea zi de sabat despre care am citit din Ioan capitolul 9, dacă erai cu astfel de dizabilitate, atunci nu puteai să faci nimic. De ce? Pentru că dacă nu aveai o familie bogată, dacă tu nu te nășteai într-o familie bogată, nu aveai niciun fel de ajutor. Nu exista pensie de boală sau pensie de handicap, ajutoare sociale. Dacă erai, te nășteai orb și nu puteai să muncești sau aveai o altă dizabilitate, singura ta șansă era să mergi la colț de stradă și să cerșeai. Și tocmai așa întâlnim și orbul aici, la colț de stradă, așa vedem și alți cerșetori descris în Evanghelii. Ne arată aici Evanghelistul întâlnirea Domnului Iisus cu un orb. Ne arată vindecarea orbului și ce se întâmplă după vindecarea orbului. Și poate vă întrebați, privind la această relatare, de ce a mai vindecat încă un om, de ce ne arată Evanghelia încă o vindecare? Deja am văzut că Iisus poate să vindece oamenii care sunt bolnavi. Tocmai de aceea am citit în 3 capitolul, ca să vedem și ce se întâmplă după vindecare. Nu doar vindecarea, ci ce se întâmplă și după vindecare. Pentru că ceea ce vedem aici în acest capitol ne face să ne dăm seama că Scriptura se folosește de acest eveniment ca să ne vorbească de fapt despre două lucruri. În textul pe care l-am citit astăzi sunt două straturi. Un prim strat care este evident și care are în vedere o orbire fizică acestui orb care s-a născut așa. Dar pe lângă acest orb și această problemă, mai există încă un strat de evenimente și de discuții în textul nostru, care are de a face cu problema orbirii spirituale și modul în care suntem vindecați de această orbire spirituală. Deși majoritatea dintre noi ne-am născut cu o vedere destul de bună, unii trebuie să purtăm ochelari, dar cu toate astea vedem bine,
Toți ne-am născut orbi din punct de vedere spiritual. Fizic poți să ai vederea perfectă, dar cu toții ne-am născut orbi din punct de vedere spiritual. Și textul de astăzi ne vorbește despre lucrul acesta și ne aduce această veste bună a faptului că Domnul Iisus Hristos a venit să ne scoată din orbirea spirituală în care ne-am născut cu toții. Și vom înțelege această veste bună a lui Hristos care vine să ne scoată din orbirea spirituală în care ne-am născut, privind la trei lucruri pe care le descoperim astăzi în textul nostru. Predicile și studiile de la Biserica Evanghelică Reformată din București nu vor mai fi disponibile integral public online. Dacă locuiești în București și vrei să ai parte de aceste resurse, le poți găsi duminica în cadrul întâlnirii bisericii, la liturghie și la studiul de după slujbă. Dacă locuiești în alt oraș și vrei să ai parte de aceste resurse, poți să te înscrii la acest link pe care l-ai și în descriere și în urma înscrierii vei obține acces gratuit la înregistrarea integrală a predicilor și a studiilor.